4.000 de absolvenți au susținut ieri cea de-a doua probă scrisă a bacalaureatului, cea la matematică sau istorie. Pentru mulți dintre candidați, proba la matematică a fost cea mai grea. Au ieșit din examen optimiști și speră să obțină o notă cât mai bună. Bacalaureatul se va încheia vineri. Pentru unii elevi, proba la matematică a fost cea mai grea din cadrul bacalaureatului. S-au pregătit, însă ultimul punct a fost destul de dificil de rezolvat, spun ei. Imediat după ce au ieșit din examen, și-au consultat rezultatele cu ceilalți colegi. Deci, pe eu am calculat. Eu nu am calculat nimica, pentru că există eigenșar, știu, care dacă rândurile egale cu spaltenele, îi dă zero. A fost foarte bine, ne-am pregătit, bineînțeles, și nu mi s-a părut așa greu. Sperăm la o notă mare. Mai greu decât mă așteptam, mai ales la partea a treia, care am făcut, dar sper ce am făcut să fie luat în considerare și să fie destul de ok. La partea a treia, ultimile două exerciții n-au... De la al doilea exercițiu, C-ul și B-ul nu a făcut. Adică am scris ceva, dar nu a făcut bine, dar mă aștept peste 8. Mult mai fericiți au fost elevii care au susținut proba la istorie. Subiectul accesibil față de dificultățile care s-au avut la română și ieri la germană. Reprezentanții inspectoratului școlar spun că proba de astăzi a decurs fără probleme și că nu au existat tentative de a copia în rândul candidaților. Ultima probă a bacalaureatului va avea loc vineri, iar rezultatele vor fi afișate pe 3 iulie.